ce? Nu se poate așa ceva. Oh, I'm fine. This is fine. This is fine. Dakota Johnson este Madame Web, tipa din 50 Shades, care joacă ca și cum a rămas în 50 Shades și am văzut-o în alte chestii și nu a fost la fel ca în 50 Shades. Aici este mai rău ca în 50 Shades. Adică și actorii ăștia se vede că se chinuie. Se vede că nu sunt regizați, știi, și nu au fost prinși în ipostaze bune. Au fost... Nu e vina lor. Sunt sigur că nu e vina lor. Sydney Sweeney, da. Și celelalte fete adolescente din filmul ăsta arată așa și sunt făcute să arate... le mai trebuia un pullover din ăla cu turtleneck, știi, din ăla până în gât, știi, și gen... Sydney Sweeney este... joacă o adolescentă din asta nerdy și timidă și ciudățică și n-are încredere în ea așa deloc și super introvertită. N-are... De ce? De ce ați făcut asta? Bine, asta e altceva. Asta e total altă discuție. A fost amuzant când am văzut cum arată Sydney Sweeney Și mă rog, și astea care joacă rolul de adolescente care sunt idioate, sunt gen, tot scenariul e idiot, toate personajele sunt idioate, toți actorii, ăsta care ar trebui să fie unchiul Ben, și el e făcut să parcă să fie ciudat, cum tot livrarea, dialogul, totul de la livrare, la jocul actorilor, la dialogul în sine, la scenariu, la totul este penibil, ridicol de prost. Filmul ăsta pare că nu a fost terminat. Știu că au refilmat și a fost atât de prost, probabil. Sau au fost pur și simplu atât de inapți scenariștii. Scenariștii lui Morbius, apropo. Deci trebuie să ne așteptăm. Deci ori nu a fost terminat, ceea ce e incredibil, dar nu m-ar mai mira nimic, ori au fost atât de inapți și nu știu ce, încât au făcut ceva oribil. Am mai auzit chestia asta, știi, de la american, că versiunea aia a fost de nelansat, nelansabil. Și atunci a trebuit să refilmeze. Probabil că de aia personajul negativ principal din filmul ăsta, actorul ăla, nu... Cred că îl arată de 3 ori cum își folosește buzele, cum buzele lui se potrivesc cu cuvintele pe care le scoate, care se aud, știi? Gen... Dar sunt multe scene în care ori nu-l arată vorbind, pentru că e dublat, știi? Și gen, au dublat altceva, s-au răzgândit și au refilmat și gen, e tot timpul din spate sau din lateral sau îl arată o secundă, știi? Gen, o fracțiune de secundă în care nu apuci să vezi. Dar sunt multe scene în care apuci să vezi că el nu spune cuvintele alea sau chiar nu vorbește. El e gen, așa, nu zice nimic și se aude vorbind. Sau nu se potrivesc încă o dată, nu se potrivesc buzele cu... Da, mă rog, ok, trecem peste. Pare scris scenariu, nu de scenariștii Morbius, de... Adică, dacă scenariștii Morbius și Madame Web ăsta ajung imediat și la poveste și premisă, fără spoiler, nu știu ce, dacă au fost niște copii de școală generală și au avut temă, am mai zis asta la filme, au avut o temă pentru acasă, faceți scenariu unui film care se cheamă Madame Web sau Morbius, nu știu. Asta ar fi scos. Copii de la o școală cu nevoi speciale, să fiu mai precis. Nu am mai văzut ceva atât de penibil, cringe, prost. Filmul are loc în 2003. În 2003, nu pot să zic că se simte ca un film făcut în 2003, pentru că în perioada aia am avut Lord of the Rings, am avut Spider-Man, Spider-Man 2 din trilogia originală cu Tobey Maguire, Spider-Man 2 care este
cel mai, din punctul meu de vedere, și asta e tot punctul meu de vedere asupra lui Adam Webb, normal. Bine, om care vede sute de filme și pe an și contează, da, contează și chestia asta destul de mult. Experiența, nu știu ce, știu toate filmele cu supereroi, știu toate universurile, la la la, și pot foarte multe filme, da, contează și chestia asta, dar până la urmă e părerea mea, da? Spider-Man 2, din punctul meu de vedere, e cel mai, probabil cel mai bun film Spider-Man. Am făcut topuri, am mai făcut topuri Marvel, nu știu ce. Oricum, e sus acolo, undeva între cele mai bune filme, încă. Deci nu pot să zic că pare făcut în 2003, când are loc acțiunea acestui film. Pare făcut undeva 90 și... Dar bine, și atunci, tracu, adică oricând au fost făcute filme bune, dar astea cu supereroi, da. În timp ce se făcea Batman and Robin, ăla cu George Clooney, și nu luau în serios filmele cu supereroi și nu știu ce... Deși Batman-ul cu Michael Keaton, deci tot găsesc găuri și tot găsesc chestii. Ăla a fost luat mai în serios. Dar mă rog, în perioada aia zicem că nu se prea se lua în serios, la la la. Dacă ar fi ieșit atunci odată cu Batman and Robin, înțelegeam. Atât de rău, atât de rău e. Este film care trebuia lansat pe direct pe DVD și nu știi să-l vadă gen trei oameni și... Atât de rău. Acolo suntem. Îl compar cu Batman and Robin. Parodie fără să vrea să fie parodie. A fost cel mai amuzant film fără să vrea să fie amuzant pe care l-am văzut în ultimii ani. Este unul dintre cele mai proaste filme de nu știu cum s-a lansat în 2024 după atâtea... Nu știu. Sony cu filmele astea din universul ăsta, Spider-Man, dracu, Venom, mie nu prea mi-a plăcut nici Venom primul, Venom al doilea, ăla cu Carnage, a fost groaznic, Morbius a fost groaznic și acum Madam Web este mai groaznic decât toate la un loc. Ce-a fost dialogul? La ce mă uitam? Deci îmi cădea pur și simplu mandibula. Zâmbeam și nu-mi venea să cred. Mă lăsam în față așa pe scaun și nu-mi venea să cred. Ce dialog, ce livrare a dialogului. Eram uimit că ăsta este dialogul și livratul ăsta de dialog din acest film și nu e parodie și e pe bune. Este... Filmul ăsta pare făcut special să fie... La mișto, să facă mișto de filme cu supereroi de acum 30 de ani când nu se lua un serios și gen... Nu are cum să fie altceva, nu? Nu are cum să se ia în serios. E atât de rău e că nu-mi vine să cred că ce... O iau razna, e comedie, e făcut la mișto filmul ăsta, n-am văzut eu chestia asta și gen... Atât de rău e! În viziunea mea, da? Deci părerea mea este că nu se poate să fie, nu se poate să fi văzut ce am văzut. Nu se poate să existe așa ceva. Hellboy, ăla nou de la ultimul reboot-ul ăla, a fost mai bun decât Madam Web. Am deviat, am ajuns în același... Da, Dakota Johnson din 50 Shades este Madam Web, care începe să vadă viitorul și să, trebuie să le salveze pe tipele astea, trei adolescente care vor deveni Spider-Women, femei cu puterile lui Spider-Man, în loc de Spider-Man, le Spider-Women. Mă rog, așa, în viitor. Și e tipul ăsta, personajul negativ, care este, care nu știe să vorbească, nu știu, ori nu știe să vorbească engleză, ori nu știu care, mă rog, e tot el, știe, tot actorul care dublează după aia vocea, nu știu care e faza, nu știu ce. Mă rog, nu știe să-și folosească buzele, nu știu, mă rog. Este, are puteri, explică de ce are puterile lui Spider-Man și de ce au ele puterile lui Spider-Man și care e faza, că suntem în 2003, înainte să existe Peter Parker și că, na, unchiul Ben e tânăr și o explic acolo, îți arată de fapt ce, bla, 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 bla. Nici nu m-am interesat și nici nu mi-a păsat dacă suntem în același univers cu Morbius și Venom și Carnage și Vulture și whatever, nu știu, nici nu mi-a păsat, dar probabil că da,
Nu văd cum filmul ăsta va avea vreo continuare. Adică nu văd cum Sony ar putea... O să fie Craven, nu știu ce se va întâmpla după Craven și dacă vor continua cu Madam Web în vreun fel. Pentru că la cât de prost este filmul ăsta și la cât de puțin cred că o să câștige filmul ăsta, nu știu dacă mai au vreo șansă cu universul ăsta, dar ok. Explică de ce ăsta are puteri de păianjen și care-i faza, nu știu ce, într-un mod foarte... Zici că eram într-un joc la un moment dat și un personaj care spune pur și simplu ce se întâmplă, îi explică, ne explică nouă și sunt mai mulți care ne explică așa mură în gură ce se întâmplă, pentru că asta înseamnă să fie lene și parcă l-auzeam pe Deadpool, that's just lazy writing, știi, pur și simplu, sunt lene și au fost scriitorii lene și e un personaj ca în jocuri care îți spune care, ce trebuie să faci în continuare, care este nivelul următor, levelul următor la care trebuie să ajungi, e naratorul, e, nu știu, deci actoria groaznică, dialogul mai ales, super groaznic, scenariul super prost, totul este groaznic, nu le arată pe tipele astea în costume, măcar ai fi văzut ceva la fetele astea care arată bine în costume, măcar aveai la ce să te uiți. Nu, cred că sunt 30 de secunde în costumele respective, nu avem nicio treabă cu aia, știi? Acțiunea este inexistentă în filmul ăsta, nu se întâmplă nimic. Nu sunt scene de luptă, gen Spider-Man, nu sunt nimic, nu există acțiune. Este ca unul din filmele alea care, cum s-a chemat ăla cu Next, s-a chemat ăla cu Nicolas Cage când vede el în viitor și oprește chestii înainte să se întâmple și nu știu ce. E foarte asemănător cu ăla. E ăla, dar mult, mult mai puțin interesant și mai, mult mai prost făcut și mult, mult mai puțină orice tensiune suspans nu există în filmul ăsta. Este... Nu există emoție, nu există construcție, nimic, nu-ți pasă de nimic, nu e nicio relație, nu e nimic construit aici, nimic, nu-ți pasă de nimeni, de mama ei care moare și se reîntâlnește și whatever, sau mă rog, află chestii și gen, eram la un moment dat, asta ar fi trebuit să fie emoționant, mă gândeam, scenele astea acum pe care mi le arăți, ar trebui să-mi pese de relația lor, ar trebui să-mi pese de ea, ar trebui să-mi pese de cineva, nu ai făcut nimic în acest sens, deci acțiune zero, costume, chestii mișto, zero, avem doar un căcat de ceva film cică care ar trebui să iasă pe, nu știu, Disney Channel pentru copii de 10 ani, acum 30 de ani. Acolo suntem. Nota mea personală pentru ce a vrut să fie acest film este 1, pentru că am râs. Un punct, pentru că am râs. Nu de ce a vrut filmul să râd. Nu pentru că a fost amuzant. Pentru că a fost amuzant de prost. Wow! Vizionare foarte plăcută, noi trebuie să vă abonați aici, nu știu la ce. Mergeți în grup. Poate nu o să vi se pară atât de prost, dar mergeți în grup, măcar poate o să râdeți dacă o să fiți de acord cu mine. Bine, nu vă așteptați acum la, nu știu, să fie atât de prost ca, nu știu, Batman and Robin, adică nu suntem chiar atât de ridicol, dar acolo chiar gen nu se lua în serios. Ăsta se ia în serios și de-aia e... și suntem în 2024, totuși. Deci, luând asta în vedere. Pupa, da pa, da pa, da pa.